În după-amiezele în care suntem mai libere și vrem să facem ceva pentru frumusețea noastră, putem să facem acest lucru simplu, singure, acasă. Și uneori nici nu avem nevoie decât de un singur ingredient. De exemplu, de ulei extravirgin de avocado. De ce vă recomand uleiul extravirgin de avocado? Pentru că este un ulei care pătrunde în straturile profunde ale pielii și o hrănește. Este un ulei hidratant, nutritiv, regenerativ și trebuie să spunem că acest ulei, pe lângă faptul că el conține vitaminele A, D, E, vitamine esențiale pentru sănătatea și pentru frumusețea pielii, stimulează și secreția proprie de colagen, un lucru esențial. Acest ulei este indicat mai ales pentru tenul matur și pentru tenul sensibil, pentru că putem să-l folosim și în zonele mai sensibile, de exemplu pe pielea din jurul ochilor. Și putem să-l folosim și în zona de subărbie, în zona gâtului și în zona decolteului. Noi, femeile, suntem foarte sensibile la această zonă, care știm că se ridează destul de repede și, utilizând uleiul de avocado, putem să le menținem fermitatea pielii din această zonă. Plus, uleiul de avocado este recomandat și pentru pielea expusă la soare sau bătută de vânt. Așadar, mai ales în perioada verii, când ieșim foarte mult la soare, poate ne mai și arde soarele, ceea ce nu este recomandat, dar se mai întâmplă, am putea să ne ajutăm și cu uleiul de avocado. Așadar, este un ulei pe care eu vă recomand să-l aveți în casă și mai mult, chiar să luați o sticluță cu ulei de avocado cu voi atunci când mergeți în concediu la mare. Să nu uităm că amerindienii utilizau uleiul de avocado tocmai pentru a-și proteja pielea de soare și de vânt. Dar uleiul de avocado este recomandat și pentru îngrijirea părului. Cum se procedează? Simplu. Se fricționează pielea capului cu ulei de avocado și dacă avem un păr casant cu fire despicate, uscat, pe care l-am uscat foarte des cu fenul sau am utilizat foarte des placa, este recomandat să întindem și pe toată lungimea firului de păr ulei de avocado. Învelim capul cu un prosop sau putem să utilizăm o cască de duș și să stăm așa cel puțin jumătate de oră și după aceea ne spălăm pe cap. Dacă părul nostru este foarte deteriorat, se recomandă să facem acest lucru de 2 ori pe săptămână, acest tratament cu ulei de avocado. Așadar, doar cu acest ingredient, ulei extravirgin de avocado, putem să avem grijă de sănătatea tenului, de strălucirea părului și de frumusețea noastră. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că urmăriți Strategia mea de sănătate, unde prezint produse care ne pot ajuta simplu, comod, acasă, ca să ne facem mai frumoase și să fim mai sănătoase. Ulei extravirgin de avocado găsiți la Hipericum Plant, o companie românească din Baia Mare, recunoscută pentru remediile sale naturale. Ceea ce vreau să spun este că acest ulei de la Hipericum Plant este un ulei de calitate care se absoarbe repede în piele și, în plus, nu este destinat doar uzului cosmetic. Fiind de o calitate foarte bună, el poate fi folosit și intern. Astfel, ulei de avocado poate fi adăugat în salate. Are un efect antioxidant și mai mult ajută și la scăderea acelui colesterol rău, pentru că uleiul de avocado este foarte bun și pentru sănătatea noastră, nu numai pentru frumusețea noastră. Așadar, dacă vrem să fim frumoase și sănătoase, trebuie să ne informăm și, bineînțeles, să facem alegeri sănătoase. Și până la urmă, asta încercăm să facem noi aici, nu? Vă mulțumesc tare mult încă o dată și vă doresc să aveți grijă de voi!